Până la sfârșitul acestei luni, certificatul verde va deveni funcțional și în țara noastră. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a anunțat că în acest moment autoritățile pregătesc platforma care să elibereze aceste certificate. Doar că în Parlament a apărut prima piedică în calea legii. Senatul are trimis proiectul în comisii, unde va rămâne timp de o săptămână. 7 state membre ale Uniunii Europene au început să elibereze primele certificate verzi, iar semnalele erau că și România se va alătura destul de repede acestui grup. Însă legea pașaportului de vaccinare a făcut un pas înapoi în Parlament, mai exact în Senat, acolo unde aleșii au decis să o trimită la reexaminare în Comisia de Afaceri Externe. Punctele 18 și 19... doar o săptămână retrimitere la comisie și decizia liderilor a fost ca votul să fie cu mâna ridicată. Vă mulțumesc frumos! 36 de voturi pentru, 1 împotrivă, 19 abțineri. Punctul 18 se întoarce la comisie pentru o săptămână. 37 de voturi pentru și 20 de abțineri. Proiectul înscris în ordinea de zi la punctul 19 se întoarce la comisie pentru o săptămână. Astfel, senatorii îi încurcă planurile lui Valeriu Gheorghiță, care era convins că până la sfârșitul acestei luni vom avea și noi certificatul verde funcțional. Acest tip de certificat se va putea genera la solicitarea fiecarei persoane de pe un portal la care la acest moment se lucrează și va fi gata în perioada următoare. El va fi disponibil atât pe telefon, îl putem prelua și îl putem alăta ori de câte ori se solicită. Este un cod QR care conține o serie de informații esențiale, cum ar fi nume, prenume, data nașterii, tipul de informație medicală pe care o oferă și statul emitent.